Am încheiat studiul citoplasmei și vom trece la studiul nucleului. Dar pentru că nucleul se prezintă și structural și funcțional în mod diferit pe parcursul vieții celulare, vom discuta un mic capitol pentru început și anume viața celulei sau ciclul celular. Ciclul celular este perioada de viață a unei celule din momentul în care a luat naștere în urma unei diviziuni, pregătirea pentru propria diviziune și momentul încheierii propriei diviziuni. Dacă figurăm ciclul celular ca pe un cerc, în viața ei, celula trece prin două mari faze. Una este faza de pregătire a diviziunii, deci practic faza dintre diviziuni și poartă denumirea de interfază notată cu I, după care ea intră în diviziune, faza fiind numită M de la mitoză sau D de la diviziune. La rândul ei, interfaza, deci faza dintre diviziuni, are trei subfaze, G1, S și G2. G1 și G2 se numesc așa de la gap, gol de sinteză a ADN-ului. În G1 și G2 au loc sinteze de ARN și de proteine pregătitoare fie pentru autoreplicarea semiconservativă a ADN-ului, fie pentru mitoză. Să le luăm pe rând. G1 este faza în care celula ia naștere. În acest moment ea are 46 de cromozomi unicromatidieni. Ea trebuie să se pregătească pentru propria ei diviziune, în consecință va trebui să își dubleze informația genetică. Dublare pe care o realizează în faza S, pe care o cunoașteți de la liceu, autoreplicare semiconservativă a ADN. De aceea se și numește S de la sinteză de ADN. Deci, în G1, celula va avea 46 de cromozomi și este obligată să-și pregătească faza următoare, cea de sinteză a ADN. Pentru aceasta, ea trebuie să își sintetizeze toți factorii de care are nevoie în autoreplicare. Nucleotide, nucleozide, toate enzimele pe care le vom studia la capitolul autoreplicarea ADN-ului. Dacă celula nu reușește să-și sintetizeze toți acești factori, atunci ea se va opri în G1. În faza S de autoreplicare a ADN-ului are loc dublarea materialului genetic. Din acest motiv, am figurat la sfârșitul fazei S o celulă mult mai mare. Aduceți-vă aminte, aproape dublă față de celula care a luat naștere. Aduceți-vă aminte, spuneam la volumul celular că la sfârșitul fazei S, după duplicarea materialului genetic, suprafața celulară ajunge la suprafața nucleului, ajunge la pătrat, ceea ce antrenează o creștere a volumului citoplasmatic la cub și aceasta este tot ceea ce celula poate să suporte. Când ajunge în această fază, ea este obligată de a intra în diviziune pentru a reface volumul normal celular. După ce trece de faza S, care este totodată o fază pregătitoare a diviziunii din punct de vedere nuclear, punct de vedere a materialului genetic. Celula trece în faza G2, în care își pregătește citoplasma pentru diviziune,
adică își sintetizează toate proteinele, de exemplu, tubulina, din care va trebui să-și sintetizeze asterii, noul centru celular și fuzul de diviziune. Toți factorii de care are nevoie pentru a-și comprima, pentru a-și spiraliza cromatina ca să devină cromozom. Deci, avem o fază presintetică, G1, care pregătește faza S, avem o fază S de sinteză a ADN-ului, care pregătește din punct de vedere nuclear diviziunea, și avem o fază G2 sau postsintetică, se mai numește și premitotică, care pregătește citoplasma din punct de vedere al diviziunii. Când își încheie diviziunea, celula, sunt cele două celule care au luat naștere, celula poate să aleagă să-și continue ciclul celular și să se pregătească pentru o nouă diviziune sau să își activeze mecanismele de specializare, de diferențiere sau cele de senescență și apoptoză. Alte celule pot să aleagă să treacă în așa numita fază G0, care este o fază dormantă și despre care vom discuta în continuare. În ceea ce privește durata ciclului celular, aceasta diferă în funcție de specie și de tipul celular. De exemplu, la celulele embrionului de muscă durează aproximativ o jumătate de oră, tot ciclul celular. La ciuperci, la levuri, durează între o oră și jumătate și 3 ore. La om, pentru enterocite, ciclul celular durează aproximativ 12 ore, dar pentru hepatocite, de exemplu, durează mai mult de un an. Celulele care au o rată foarte rapidă de diviziune, un ritm mitotic crescut, cum sunt, de exemplu, celulele hematopoietice, ciclul lor celular durează 24 de ore, din care G1 11 ore, S 8 ore, G2 4 ore, iar mitoza o oră. În general, indiferent de durata totală a ciclului celular, cea mai lungă perioadă este G1, iar cele mai scurte sunt G2 și M. Ciclul celular este guvernat de așa numite puncte de control sau puncte de restricție. Primul punct de control este punctul de control G1S, la trecerea din G1 în S, și care, dacă este depășit, celula poate să treacă în faza S. Dar depășirea lui este determinată doar de acumularea citoplasmatică în perioada G1 a tuturor factorilor care vor guverna autoreplicarea semiconservativă. Un al doilea punct de control se află între G2 și M și el controlează calitatea ADN-ului. Dacă ADN-ul a fost replicat în totalitate și dacă nu există cumva defecte de replicare. În cazul în care ADN-ul nu a fost autoreplicat total sau există defecte de replicare, celula se oprește în G2 până la finalizarea replicării sau până la corectarea erorilor de replicare. Și, în sfârșit, un al treilea punct de restricție se găsește în metafază și care punct de restricție poate fi depășit doar în momentul în care toți cromozomii sunt fixați pe fuzul de diviziune. Remarcăm că fiecare perioadă este o perioadă pregătitoare a următorii. Deci, următoarea perioadă poate fi realizată doar dacă cea de dinaintea ei a fost
bine realizată. Ciclul celular sau trecerea dintr-o perioadă în alta a ciclului celular este guvernată de un sistem de control. În acest sistem de control intră doi actori, și anume două grupe mari proteice, și anume ciclinele. Există aproximativ 15 tipuri de cicline, sunt denumite așa de la ciclul celular, și o a doua categorie reprezentată de enzime, care sunt serin treonin chinaz dependente, de aceea sunt dependente de cicline și de aceea se numesc CDK. Există 9 tipuri de CDK. Fiecare ciclină se poate cupla și în felul acesta poate activa un singur tip de CDK. La om există 6 complexe de tip ciclină CDK, care guvernează pasajul dintr-o etapă într-alta a ciclului celular. Slide-ul ne prezintă locul de acțiune a fiecărui complex. De exemplu, în G1 acționează ciclina D, care formează complexe cu CDK4 și CDK6. Complexele activează factorii de transcripție pentru toți produsii necesari autoreplicării. În punctul de trecere G1S acționează complexul ciclina E-CDK2, care determină debutul replicării. El poate fi inhibat de factori antiproliferanți, antiproliferativi, și în acest fel celula se oprește în G1. În faza S acționează ciclina CDK A, ciclina A, mă scuzați, cuplată cu CDK1 și CDK2, care inițiază și întrețin replicarea ADN-ului. În G2M, deci în punctul de trecere de la G2 la M, acționează complexul ciclină B CDK1, care mai este denumit și factor de promovare a mitozei. Dacă el este activat, celula va trece în mitoză. Dacă nu, se oprește. Ce remarcăm? Că trecerea dintr-o etapă într-alta, deci, este guvernată de 6 complexe ciclina CDK care necesită activare. Neactivarea lor va opri celula în oricare dintre etapele ciclului celular. Funcție de parcurgerea, de modul de parcurgere și de timpul de parcurgere a ciclului celular, celulele pot fi clasificate în trei tipuri, și anume, în primul rând, avem celule care nu se divid, deci care sunt oprite în faza G0 a ciclului celular. Dar aici avem două categorii. Avem, pe de o parte, celule care se găsesc în G0 în mod permanent, cum sunt, de exemplu, neuronii și celulele musculare striate, și avem celule care se opresc în G0 în mod temporar, cum sunt celulele stem sau celulele sușă. Și aici aș face o inserție. Fiecare tip celular își are o proporție între 0,5 și 5% din totalul celulelor sale, din totalul populației celulare respective, care se găsește în fază G0 și care, sau fază dormantă, să-i spunem, și care pot să intre în G1 și să își înceapă ciclul celular dacă nevoile celulare, nevoile țesutului respectiv o cer. O a doua categorie o alcătuiesc celulele care au o capacitate mare de diviziune, deci care parcurg cu rapiditate ciclul celular. Și aici avem celulele epidermului, celulele hematogene, celulele
celulele liniei spermatice, enterocitele. O a treia categorie o alcătuiesc celulele cu capacitate scăzută de diviziune, dar care, atunci când nevoile numerice ale țesutului cer asta, deci în condiții speciale, își pot accelera ritmul mitotic. Și aici, ca exemplu, ar fi hepatocitele, nefrocitele, celulele pulmonare și glandulare. Poate că exemplu cel mai sugestiv ar fi accelerarea ritmului mitotic pentru hepatocite. Să luăm exemplu acesta. Ați văzut că hepatocitele umane au o parcurgere a ciclului celular de un an, un an și trei luni. Mai mult de un an de zile. Să luăm exemplu unui traumatism cu unui accident, să spunem, cu traumatism abdominal în care are loc o ruptură hepatică în acel moment. Bolnavul trebuie imediat deschis și îndepărtat lobul hepatic respectiv. Ficatul, știți bine, este un material friabil, nu poate fi usut. În consecință, pentru a opri hemoragia, trebuie îndepărtat lobul care este zdrobit, care este destructurat și care sângerează masiv. În aceste condiții, deși ficatul a pierdut mare parte, a pierdut chirurgical o mare parte din celulele sale, în aproximativ 6 luni de zile, este capabil de a reface 70% din populația hepatică pierdută. Și acest lucru se face pe două căi. În primul rând, prin scurtarea ciclului celular, deci celulele nu se mai divid la un an și, ci se divid mult mai repede, în 3-4 luni, și pe de altă parte, se activează hepatocitele care se găsesc în fază G0 și care intră în ciclu celular și încep să se dividă.